Vorbim în continuare, doamnelor și domnilor, despre un program care va intra în vigoare și care se referă la casa eficientă din punct de vedere energetic. Practic, vom putea să beneficiem de 60.000 de lei pentru renovarea exterioară a locuințelor. Acest program nou va putea să fie accesat de persoane fizice care au în proprietate o casă cu certificat energetic din clasa G, F sau E. Ce înseamnă asta? Trebuie să nu fie încadrată în clasa de risc seismic 1 sau 2. Acestea sunt condițiile inițiale, pentru că după aceea mai apar niște criterii de care trebuie să ținem cont. De exemplu, trebuie să știm faptul că cei care locuiesc în județele Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Mureș și Prahova nu vor putea să fie eligibili pentru proiectul acesta. Zonele respective nu sunt înscrise în acest tip de clase energetice. Câți bani se pot primi concret? 60.000 de lei pentru lucrări de renovare exterioară a casei, 1.250 de lei pentru toate acele evaluări tehnice necesare în cazul locuințelor și e important de spus că persoanele vulnerabile pot să acceseze opțional și acest lucru și 25.000 de lei pentru montarea unui sistem de panouri fotovoltaice. Sunt sume semnificative, se va putea aplica la acest program în perioada următoare. Atenție însă că sunt destul de multe condiții care trebuie îndeplinite acolo.